Bună seara, prieteni ai fotbalului județean. Liga Reușita vă oferă în această seară o nouă emisiune interesantă, spunem noi, după ce s-a consumat o nouă etapă la nivelul Ligii Prahova, runda cu numărul 22. Intrăm așadar bine în meniul acestui retur de campionat, care ne oferă, din fericire, etapă de etapă, multe jocuri spectaculoase și reușite pe măsură. Trecem în revistă de fiecare dată lunea, în prezența dumneavoastră, echipele importante din peisajul fotbalului județean și ajungem în această seară la o grupare cu pretenții ridicate, justificate, CS Câmpina. Reprezentanții acestei echipe sunt în fața dumneavoastră. Mugurel Dedu, antrenor secund și jucător. Te salut, Mugurel, bine ai venit. Vă salut, bine v-am găsit. Și Alex Bobeică, unul dintre cei mai apreciați jucători ai formației câmpinene, un om abonat la gol cu precădere în retur. Te salut, Alex, bine ai venit. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Să spun prima oară, Alex, la mulți ani, să spunem și vârsta, că nu este un secret. 37 de ani. Pari în formă, Alex Bobeică, aici la CS Câmpina. Mulțumesc, da. Noroc cu colegii, cu echipa, cu Claudiu, care cu Mugurel? Mugurel, care joacă lângă mine, bineînțeles. Claudiu, care m-a pus pe picioare. Am avut o perioadă în care eram scăzut, ieșit din formă. Dar a avut încredere în tine, știa ce calitate. Bineînțeles, bineînțeles. Nu i-a scăzut deloc încrederea mine și ușor, ușor sper să îi ofer ceea ce vrea de la mine. Spuneam de fiecare dată, prieten, când am plecat la acest drum, Liga Reușită, în care ne referim etapă de etapă la echipele din Liga Prahova, că demersul are la bază interesul justificat pentru această competiție. Foarte multe echipe importante, baze sportive care pot găzdui în condiții foarte bune partidele, în general terenuri de bună calitate, antrenori importanți, jucători importanți, conducători importanți la această categorie de jucători care au nume în peisajul fotbalului județean, se scrie fără doar și poate și Mugurel Dedu. Un trecut important, Mugurel, pentru tine, nu? Dar și prezentul este în continuare de actualitate. Așadar, să trecem puțin în revistă cariera ta de jucător. Ar trebui să terminăm emisiunea până am vorbit de toate echipele, dar așa, în linii mari, să punctăm puțin. Da, nu a fost chiar așa de tumultoasă, dar da, am început cariera de fotbalist la Câmpina, la Corona Câmpina, ca copil, ca junior. Tu câmpinean fiind, nu? Câmpinean fiind, da. După care am trecut pe la echipe, cum aș putea spune, Jiu Petroșani, a fost prima mea echipă. Departe de casă, mă vorel, prima, foarte prima experiență. Și foarte, da, dificilă schimbarea aceasta. Aveai atunci câți ani? La 19 ani. 19 ani, de vreme. De vreme, da. Dar fotbalul te împinge și la astfel de evenimente. Da, trebuia, odată și odată trebuia făcut pasul acesta. Mă bucur că l-am făcut acolo, mă bucur că a fost o rampă de lansare foarte bună pentru mine. Echipa în acel moment era la Liga a doua. Și sezonul acela chiar am și promovat, debutând și la Liga 1 la 20 de ani, împlinisem 20 de ani. Ce debut atunci? Tot la Jiu? Ai debutat? Cred că era stadionul plin atunci. Plin, da, da, lumea foarte... Cine era patron? Alin Shimota? Era Alin perioada Shimota. Aia atât de temultoasă la Jiu Petroșani. Alin Shimota și antrenor Nea Gigi Mulțescu. Da, da, iată ce debut, da. Mugurel. Continuarea a fost cam pe aceeași linie, nu? Continuarea, da, a fost după ce am plecat de acolo, de la Jiu Petroșani, am ajuns la Săcele. Te-ai întors mai aproape de casă. Mai aproape de casă, da, pentru 3 luni, acolo Săcele evolua în Liga a doua. Era patron Adi Secelean, precizia Săcele, Adi Secelean era exact, patron, Secelean, că da. Mergeam și eu la meciuri acolo. Da, 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 da. După care a venit o ofertă de la Dinamo. Să ajung la Dinamo, era în perioada campionatului, a trebuit să aleg să rămân la echipa a doua sau venise Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu avea nevoie de jucători, au avut ceva colaborări cu Dinamo și am ales să mă duc la Pandurii Târgu Jiu. Era tot în Liga a doua sau? În Liga? Pandurii Târgu Jiu rămăsese în Liga a întâia. Da. A fost, da. Și am plecat. Alegere bună, Mugurel, atunci? Alegere bună, da. Am stat 4 ani de zile la Pandurii Târgu Jiu. Ai stabilit acolo 4 ani. Unde am fost și... Adică m-am simțit, cred că, cel mai apreciat ca fotbalist, ca om. Ai marcat în Liga 1 la Jiu? Un singur gol. Un singur gol? Da. Aici, la Pandurii? La Pandurii n-am dat gol. 4 ani fără gol, Mugurel, ah! Bine, n-am jucat nici foarte, cred că am avut vreo 40 de meciuri. Da, întinse pe cei 4 ani, așa. Da, da, da. De la Pandurii, mai departe? La Pandurii am venit către mai aproape de casă, la CS Otopeni. Păi ce ai navet, așa? Da, la CS Otopeni, unde am fost coleg cu... actualul coleg al meu, Claudiu Dumitrescu. L-ai găsit acolo pe Claudiu? L-am găsit acolo, da. Cred că el te-a adus acolo. Da. Puțin, nu. Au fost mai mulți colegi. L-am avut și pe Marian Vătafu, care fusese în colegii la... Ex-Dinamo, da. Da, și la Pandurii. Târgoviște. Și
Acolo la fel, am întâlnit o familie frumoasă, ei veniseră după retrogradarea de la Liga 1. Nu era și Florin Pârv atunci? Nu, Florin cred că a plecat. Plecase, da, da, da. Florin Pârv a fost cât au fost ei la Liga 1. Da, da, da. Și acolo... Ai stat la Otopeni cât ai stat? Am stat 2 ani jumate sau 3 da, ani. Da, da, longevitate. Că... Da. Până s-a întâmplat să nu mai pot să mai susțin echipa de seniori și acolo... Și după aia am fost sunat de către Florin Prunea pentru proiectul de la Iași. Iași, da, au vrut să promoveze, era în Liga 2. A fost acolo. Din nou departe de casă. Departe de casă, na, viața de fotbalist da, da, da. Nu te întreabă. Am cu satisfacții. Da. Și am reușit și în sezonul acela să promovăm la Liga 1, unde am mai jucat jumătate de an la Liga 1 și acolo încă vreo 9 meciuri. Fără gol și acolo? Fără gol? Fără gol. La Liga 1. 3 goluri decât în cupă. În cupă. Important și acolo. Da, da, da. Și după evenimentul Iași? După evenimentul Iași am venit la Gloria Buzău, unde... Mai aproape de casă. Mai aproape de casă, la fel, da. Și da, este adevărat că născuse și soția, venise copilul și... Erau grele drumurile astea, Iași, erau Câmpina. Erau dificile, vreau să fim mai apropiați și de familie, că nu. Da. Ajutorul alături de copile... Deci am primit puțin Mugurel după Liga 1, strânsese și ceva bani și ai, domne, către casa acum, încet, încet. Da, glumind, așa. Da, mulțumesc Dumnezeu, au fost și bănuți. Că, da, era o perioadă bună în fotbalul românesc. Plecăm de acasă după bănuți, că nu. Dacă ar sta toată lumea acasă, n-am avea nici bani. Bine, mai sunt și excepții. Da. Deci Gloria Buzău, după care a venit CSA Fumați, nu? Gloria Buzău, după ce am plecat de la Buzău, CSA Fumați, unde la fel am stat 5 ani de zile. 5 ani de Alcasei, că mereu îmi spune Vasile Neagu, băi, trebuie să-l aduc pe Mugurel Dedu, prin conducere, prin stafful meu, vedem noi pe undeva, adică a rămas o impresie foarte bună acolo, Mugurel, legată de tine. Evident că și tu, la rândul tău, ai reacții foarte bune de cei de la Fumați. Păi da, la fel, la fel pot să vorbesc și despre... CSA Fumați, un club care, sincer, la început nu mă așteptam, dar ce am găsit acolo, deci pot să spun că așa stabilitate și atâta iubire față de sport, de fotbal, pe care am văzut-o la domnul primar, eu mai rar am găsit. Mai rar am întâlnit-o. Și câtă liniște poate să-ți ofere după da, puteți să-ți faci foarte bine activitatea. Exact, după care a venit întoarcerea acasă la Câmpina, nu? Unde ne vom axa, evident, prieten, pe această frumoasă echipă. Să trecem și la Alex Bobei, că e și un apreciat jucător de mini-fotbal, dacă nu greșesc, la echipa campioană, Alex Chiedra, care cam face legea de câțiva ani. Cum se facă, Alex, cariera asta? De vreo 6 ani. Cum se facă cariera de jucător pe gazon, apreciată, și trecem puțin în revistă și cariera ta, cu cea de mini-fotbal? Cea de mini-fotbal e un pic mai grea, să zic așa. E mai mult efort. Acolo nu ai timp de respiră, de pauză. Ești tot timpul în intensitate. E frumoasă că na, suntem campionii Prahovei de vreo 6 ani, cu ceva rezultate pe țară, plus în internațional am fost 2 ani. Odată în Champions League la Rimini, în Italia. Iată unde a ajuns Alex Bobeică, prieten. Champions League, la mini-fotbal, e adevărat, dar foarte important în da, CV-ul tău. A contat când te-a luat CS Câmpina, cred, și acest lucru. Da, sunt sigur. Și în Europa League, în Bulgaria. Din păcate, nu știu, la turneele finale suntem un pic ghinioniști. Nu prea ne bate nimeni, dar mereu mai plecăm acasă numai la penaltiuri. Dar chiar avem aici de câțiva ani o foarte strânsă legătură, o, ca frații, o familie. Da, totdeauna e cuvântul ăsta, grup da, bun, da, bun, da. Unit. Grupul câștigă, nu individualitatea, sunt atâtea echipe mult mai bune decât noi în țară, dar grupul nostru unit am reușit să-i depășim mai de fiecare dată. Da, Alex, ai ajuns la 37 de ani, fericire, ești în continuare pe gazon și cu rezultate bune. Hai să ne uităm puțin în spate și la cariera ta. Ești un nume cunoscut pe plan fotbalistic local. Județean, să zic. Județean, da, da, da. Da, nu atât de bogată ca și colegul meu, dar am avut ceva ani la divizia C. Tu unde ai început, Alex? Profesionistul am avut la Boldești. Nu, la primii ani... Junioratul la Petrolul. Păi normal, asta era să adaug eu. Toată lumea vrea la Petrolul da, când da, era... Domnul Victor Angelescu. Victor Angelescu, după da, care la Boldești, nu? După care la Boldești, câțiva ani, divizia C. Apoi, să zic așa, m-am retras. Da? La ce vârstă? Dintr-o dată, la 19 ani. De ce ai făcut asta, Alex? Așa ai gândit la momentul ăla? Da,
nu știu, să zic, n-am avut pe cineva lângă mine, copil. A să te încurajeze, să-ți dea niște sfaturi, nu? Da. Și apoi n-a durat mult, mult pauza asta, vreun an de zile. Ți-a dat seama că locul tău e acolo, pe gază? Da, am mai avut la domnul, cum se zice, la petrolul, tot la petrol am venit, la divizia D. La Namibia era. La Namibia, da, Dumnezeu să ierte. Da. Campionul numărul. Da. Apoi am mai încercat divizia C la Plopeni, apoi divizia C la Telejan și apoi a rămas la nivelul județean, să zic așa. A, și ai fost la câteva echipe unde și eu l-am văzut de foarte multe ori, prieten, pe Alex Bobeică. Nu că l-am văzut eu, dar cifrele arată foarte bine. Un jucător important pe unde a umblat, inclusiv acum la CS Câmpina, unde ne întoarcem. Mugurel, când ai decis să te întorci acasă, ai avut variante și știu și eu foarte bine de a merge la Liga 3 la toate cupările prahovene. Totuși, după experiența afumației, ai zis, bă, să rămân acasă, la Câmpina, să pun și eu omorul la un proiect generos, să zicem, acolo, nu? În cel de-al doilea municipiu prahoven. Da. Am avut și o ofertă să continui la Liga 3, dar proiectul pe care l-am discutat și cu domnul președinte și cu Claudiu m-a încântat și m-a făcut să îmi doresc să mă retrag la un nivel mai scăzut, spun eu, dar să fiu alături de acest proiect. E diferență mare, Mugurel, hai să spunem că ultima echipă la care a evoluat, Liga 3, da? Da. Eu cred că multe formații prahovene, tu dacă ai jucat acolo vreo 5 ani, nu? Știi foarte bine Liga 3. Cred că formațiile prahovene de frunte, poate și CS Câmpina, ar face față în Liga 3, nu? Poate nu lupta la vârf, dar... Da, nu e o diferență atât de mare. Eu cred că, ce am spus și mai devreme, stabilitatea financiară contează foarte mult. Contează mult. Liniștea pe care ți-o oferă echipa contează foarte mult. Acolo unde e stabilitate financiară și o familie și o atmosferă bună la echipă, acolo și atrage jucători. Cum cred că și la noi, Alex, da, a fost atras de stabilitatea noastră, de atmosfera bună pe care o încercăm și o avem la echipă și noi așa am reușit. Proiectul Câmpina a luat acum 2 ani de zile, am plecat de la Superliga. Cu voi doi, în primul plan, tu și Claudiu, nu? Eu am preluat ca antrenor atunci. Deci tu ai fost primul, da. Ca antrenor la, da, jumătate de an, până a putut Claudiu să-și rezolve treburile, că el era antrenor la Bănești. În zona acolo, da. Da, și trebuia să-și respecte contractul, așa e frumos. Și din retur a venit Claudiu cu câțiva băieți și am reușit să ne impunem să câștigăm Superliga și să promovăm la Liga 4. Da, Alex, cum este acolo în teren să ai colegi de echipă, ambii antrenori? Nu știu, nu te-ai mai întâlnit în cariera ta până acum cu această impostoză? Nu este pentru prima oară. Cu experiență mare, foarte talentați, e mai ușor jocul când ai... Dar te face și mai responsabil. Bineînțeles, când îl vezi pe Claudiu la anii lui să joace atât de bine, să alerge atât de mult, ești obligat, forțat, din respect pentru el, să faci tu lucrul ăsta. Vrând nevrând, automat corpul se aplică, nu știu, să zic, cerințele lui fără să vrei. Fără să faci foarte mult efort, exact. Dar se aplică legea asta, Alex, nescrisă oarecum, că lângă fotbaliști, și chiar putem vorbi de fotbaliști la CS Câmpina, Claudiu Dumitrescu, Mugurel Dedu, în prim plan, și tu parcă te simți mult mai bine, mai ușor, mai estetic, mai natural, așa. E normal. Chiar dacă este nivelul de Liga 4, cu ei în teren, jocul e, cum ai spus și tu mai devreme, cel puțin Liga 3. Ca și nivel, ca și exprimare. Ca și joc, ca și orice. Da, Mugurel, spunea Alex de Claudiu Dumitrescu, Claudiu aleargă, Mugurel de Edu, în continuare marchează. Păi cineva trebuie să facă. De-aia suntem puși acolo în față, jucăm amândoi în față, trebuie să marcăm, da? Păi da, mai e un lucru normal, asta ne place, cred că oricărui jucător îi place să marcheze. Noi ne bucurăm că încă putem face față și să putem să ajutăm proiectul acesta ce se Câmpina, cât o mai putea. Când nu mai putem, noi tot ne rugăm să vină jucători din spate. De-aia am acum în tur, în retur, am făcut și colaborarea cu cei de la HM,
Câmpina. Da, cei mai talentați juniori să vină către voi. Să vină către noi, tocmai pentru Câmpina, că nu ne-a dorit, noi ne-am dorit să facem ceva pentru Câmpina, pentru oraș. Nu neapărat pentru mine, pentru Claudiu. Da, voi cunoscuți de altfel, adică asta experiența voastră să fie pusă în slujba acestui proiect. Și cât mai putem să jucăm și noi, cred că e un ajutor și pentru ei, că una e să joci lângă niște jucători care au cât de câtă experiență și una e să vii la o echipă de senior care poate, cum poate ați văzut și noastră, mai grăsuți, mai că vine tataie, mai plinuți. Una e să joci la o echipă profesionistă, cum vrem noi să fim, indiferent de liga în care jucăm. Da, Alex, ai regăsit gustul golului aici la Câmpina, câteva duble în retur, ești într-o vervă bună, zic eu, nu? Da, sper să o țin așa, nu știu, în tur n-am fost atât de în formă. Până ai înțeles ideile tehnico-tactice, Claudiu și Mugurel, până ai înțeles traseele, eu știu. Avut și puțin ghinion, dar eu zic că e meritul lui Claudiu în primul rând, prin pregătirea pe care am avut-o astă iarnă și jocul, cum am spus și mai devreme, când îl ai pe Mugurel lângă tine, de să pune pe tavă, cum păi se Alex, este adevărată din nou o vorbă din asta, din fotbal, că antrenorul te duce până în preajma porții adverse. Acolo intervine calitatea ta fotbalistică, nu? Tu decizi acolo prin execuțiile tale, iar tu, Alex, chiar te înscrii în categoria asta de jucători care au ce spune în fața porții adverse. Da, da, și cum e talentul, da, da, dacă colegul tău nu ți-o aduce acolo, e greu să iei tu de la tine din poartă să... Păi și dacă ți-o aduce și tu acolo, nu faci ce trebuie, și așa e adevărat, nu? E mai modest. E mai modest, da. Alex vrea să vorbească acolo pe teren. Dar vorbeam de etapa cu numărul 22, prieteni, haideți să trecem în revistă rezultatele acestei runde. Ce se oboldește, se Câmpina, începem cu echipa reprezentată aici de Mugurel Dedu și Alex Bobei, că vom intra în detaliile acestei partide câștigate de trupa gazdă cu 2-0. Andrei Paraschivoiu și Daniel Tingirică au marcat. CSU Vălenia, Vântul Maneci, 1-0, reușită târzie, Romario Pireș în minutul 80, CSU Brazii, Petrolul 95, 0-3, Salio Bach, Alessio Tudor și un autogol al formației din Brazi. Unirea Urlas câștigă pentru prima oară în acest campionat, 2-1 acasă cu Petrosport, Târșorul Vechi, Andrei Tudor și Costin Ferraru au marcat pentru echipa pregătită de Costin Crângașu, Rareș Barbu pentru cei de la Petrosport. CSU Comarnic, CSU Cornu, continuă perioada grea pentru Mihai Mușea și Vlăduț Iscru, 0-2. Răzvan Nicolae și Paul Radu, marcatorii echipei CSU Cornu. CSU Vorbilău, CSU Mănești, 2-1. În derbiul fraților Ivan, Sergiu marchează pentru Voința Vorbilău și Alin Radu la prima victorie din retur pentru trupa pregătită de Dorel Popa. Dincolo, Vanghelie înscrie pentru CSU Mănești. Triumpul Iana Câmpina sau Progresul Drăgănești, partidă pe care am urmărit-o ieri în direct și mulțumim pe HSport pentru imagine pe care le vom vedea în partea a doua a producției noastre. Victorie greu conturată de CSU Băicoi, 2-1, Cristian Gavrilă din penalti, minutul 82, după ce până atunci am văzut două eurogoluri, Narcis Țânțaru și respectiv pentru echipa gazdă Vali Popescu. Unirea Cocorăștii-Colț, AFC Brebu, 2-1, surpriza spune la Cocorăștii-Colț, Alexandru Chiru și Antemir Leonar pentru echipa gazdă, respectiv Tibi Oancea, nelipsitul Tibi Oancea de pe lista marcatorilor, CSU Berceni, FC Bănești, 0-3. Până vom trece, prieteni, acum la partida de care vorbeam, pe CSU Boldești și CSU Câmpina 2-0. Mugurel, vorbeam de această situație pe care o mai întâlnim și la alte echipe de Liga Prahova cu cei doi antrenori, Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedu pe teren, însă aici mai avem un aspect important. Joacă și fiul lui Claudiu alături de voi, nu? Da, da, da. Da, chiar fiul cel mare, dacă nu greșesc. Fiul cel mare, cum are un băiețel mai mic. Cred că o să prindă debutul împreună și cel mic. Da, Claudiu. A, vine și el din urmă, nu? Vine din urmă, da. Face și el fotbal. E la grupa mai mică de 10 ani. 10-12 ani. Da, Claudiu, un jucător profesionist. Eu cred că la nivelul ăsta încă 2-3 ani o să joace lejer. Doamne ferește de vreo accidentare. Dacă o să fie sănătos, sigur o să mai joace mult. Da, Alex, ne întoarcem la partida de la Boldești. Un derby acolo între două echipe puternice din Liga Prahova. Acum ca adversar te-ai întors la Boldești, nu? 2-0 pentru echipa gazdă, cum a fost? Este o echipă bună, Boldeștiu. Închegați, joacă de mulți ani împreună. Eu zic că ne-a lipsit un pic șansa să nu scoatem un rezultat bun acolo. Jocul a fost așa, în general, echilibrat, nu? Echilibrat, cu un plus ei, să zic, la
ocazii, poate una, maxim două față de noi, dar da, eu zic că ne-a lipsit șansa să nu plecăm acolo neînviși. Da, Mugurel, voi jucați în permanență acasă pe teren sintetic, nu? În deplasare mergeți pe terenuri de iarbă. Nu toate sunt foarte, foarte bune și mă gândesc că lucrați, nu? Având acest sintetic de excelentă calitate, la un joc de posesie, nu? Când mergi în deplasare, se mai schimbă datele probleme, că de multe ori poate terenul nu-ți permite așa ceva. Da, există. Deși abordez tot așa. Avantaj pentru noi, făcând și antrenamentele zilnice, la două pe săptămână plus meciul, acasă pe sintetic, mergând pe terenuri un pic mai slab calitative, vă dați seama că la noi contează chestia asta. Dar încercăm, cel puțin legat de meciul de la Boldej. Acum am întâlnit o echipă foarte bună, foarte organizată, la fel spuneam de echipele pe care, pe unde am trecut și au fost foarte organizate. Mi se pare, când văd primarul, când văd lumea, când o văd alături de echipa, acolo îmi dă senzația că e ceva serios. Serios, da. Când vezi primarul în tribună alături de tine, deci îți dă senzația că da, aici vrea să se facă treaba. Păi da, uite, apropo de asta, Mugurel, chiar la partida pe care noi am transmis-o ieri pe Hasport la Drăgănești, primarul din localitate, Ionuțul Georgian Toma, prezent la partidă ca de fiecare dată, și primarul din Băicoi, Marius Constantin, care însoțește gruparea la fiecare partidă, exact ce spui tu, arată interesul de care se bucură fotbalul la nivel județean. Și iată încă un argument, prieten, pentru care noi am încercat și vom fi în permanență în fiecare lună alături de dumneavoastră în acest proiect legat de Liga Prahova. Alex, sunt multe echipe cu pretenții în acest campionat, însă foarte multe dispute. Iată, vorbeam de jocul Drăgănești-Băicoi, 1-2. Am fost la Comarni, Comarni-Băicoi, 1-2. Vălenii câștigă la limită 1-0 cu Măneciu. Totuși pare echilibrate meciurile, în ciuda faptului că sunt foarte multe echipe care au jucători cunoscuți, ca și CSK Câmpina de altfel. Da, pare echilibrate, dar ca și joc nu cred că au fost atât de echilibrate, chiar dacă scorul spune altceva. Eu cred că, de exemplu, meciul de la Văleni, știu că au avut foarte multe ocazii cu Măneciu. Și plus, echipele mici, când joci cu echipe cu pretenții și echipe foarte bune, cu jucători importanți și buni, te autodepășești un pic, mai ales cum a fost Drăgăneștiul de a jucat acasă. Eu zic că asta contează, rezultatele pe care le-ai spus-o mai devreme. Da, Mugurel, există un echilibru totuși în campionat, sau totuși ne uităm că în partea de jos sunt foarte multe echipe, vreo 4 dacă nu greșesc, care nu prea se ridică la nivelul pretențiilor. Ai vedea un campionat mai echilibrat, cu mai puține echipe, dar toate puternice, ca să te solicite la maxim în fiecare etapă? Da, echilibru, cum a spus și noastră mai devreme, îl face și starea gazonului și, nu știu, forma din acea zi dă un echilibru. Chiar dacă noi poate avem o echipă mai bună, mă duc să joc pe un teren mai dificil, normal, echipa oaspete se apără bine, e greu să-i desfaci, sunt multe lucruri care au influența asupra rezultatului. Da, noi încercăm toate chestiile astea să ne motivăm, indiferent de adversarul care jucăm. Eu zic că echilibru fotbalistic nu e la momentul ăsta. Se rupe undeva campionatul. Da, da, da. Primele echipe din față, deja cred că e o diferență de primele 3-4 cu jumătatea clasamentului, cam 10 12 puncte. Da, dar cele care sunt acolo totuși pot pune probleme, mai greu cu ultimele clasate. Că, din păcate, ne aflăm și noi acolo și nu știu cum s-a ajuns acolo și noi ne întrebăm că dacă veniți la meciuri, la antrenamente și ne vedeți cum ne pregătim sau cum jucăm. N-am nicio emoție din punctul ăsta de exact. Vedere. Au fost niște probleme, nu știu, legate de echipă, așa, cel puțin în tur. N-am încercat să facem, să ne unim un pic mai mult. Acum, în retur, eu zic că suntem altceva, doar neșansa a făcut să avem rezultatele astea mai negative. Da, un campionat frumos. Și cred că Liga 4 în județul nostru, în Prahova, mereu a avut echipe bune și plus jucători foarte talentați. Da, asta spune Alex, te găsești de fiecare dată ca adversar acum cu o serie de foști colegi, nume importante ca și tine, nu? Plăcut așa să discuți înaintea meciului, pe gazon, ne vedem fiecare de treabă, rămânem prieteni după cele 90 de minute. Bineînțeles, cât ești în teren, nu mai ești prieten. Când ești adversar, vrei bine pentru echipa ta, vrei să câștigi tu, în primul rând, și apoi după ne vedem la bere.
Și acolo disecăm toate fazele importante, dar ne gândim deja la următoarea partidă. Nu foarte multă bere, Alex, nu? Că... Bineînțeles, o bere și atât, e de ajuns. Și ne gândim la meciul următor. Bineînțeles. Mugurem, cum este Alex Bobei, că da, e un jucător care și el a jucat la un nivel mai bun, dar și la aceste câmpina sunt și alți tineri, nu? Care vin din spate, poate și alții jucători care n-au evoluat la nivel înalt. Cum poți să transmiți tu mesajul ăsta, Mugurel Dedu, Claudiu Dumitrescu, fotbaliști cu prezență în Liga 1, către acești jucători? Unii înțeleg poate mai bine, alții mai greu, nu? Ceea ce le cere antrenorul din punct de vedere tehnico-tactic. Este adevărat. Și cred că problema asta nu avem numai noi, problema asta e în România. Și se vede și la lotul național, că deja din ce în ce mai puțin jucători vin. Da, e o problemă pe care generațiile care vin din urmă nu o pot controla și cred că nici părinții. Și noi, ca antrenori, noi ar trebui să ne implicăm mult mai mult, să putem să le lucrăm la, mentalul, pentru că există o perioadă când încep să dau și ei, de mai ales 18 ani, permis, fete, e o perioadă în care dacă nu-i ofer copilului o rampă, să undeva să aibă continuitate, să joace, imediat momentul ăla e critic. Ori se lasă, ori... Da, foarte mult se pierde atunci în perioada asta. Deci contează mult și clubul la care face să poată să-i dea continuitate. Și să-l facă să gândească numai pentru fotbal. Că fără muncă, la pasul următor. Da, fără muncă nu o să reușească nimeni. Puțin care... Doar din gleznă, așa. Din gleznă. O să joace, dar o să ajungă la un nivel înalt în care, fără alergătură, nu te mai ajută nici picioarele, creierul nu mai îți dă comenzile care trebuie. Deci eu asta cred, că acum toate sunt prea legere, toate, știi? Înainte parcă ne era foame. Și vrei mai mult de la tine. Foamea asta ne făcea să tragem de noi, să putem să reușim. Da, și acum încerc să transmiți asta și celor alături de care lucrezi. Alex, perioada în care tu vei renunța la cariera de jucător este departe. La cum arăți acum la CS Câmpina, campion cu cei de la Chiedra, unde ești un om de bază acolo, te-ai vedea în postura asta de antrenor? Îți place meseria asta atât de pretențioasă? Sau, cine știe, un manager, un conducător, că vei rămâne în peisajul fotbalist? Ca și antrenor, am stat și m-am gândit la lucrul ăsta. Nu știu dacă aș putea să fac lucrul ăsta, dar departe de fotbal sigur n-o să fiu. Da, în ce calitate, nu știu, dar departe... E încă foarte devreme, am zis, Alex, departe... că mai ai foarte multe sezoane. Chiar vorbeam noi cu un jucător important de la noi, de la FC Voluntari, echipă care l-are pe Florin Pârvu, iar sâmbătă Florin Pârvu se întoarce la Ploiești în calitate de adversar al Petrolului. Echipele astea cu pretenții, domnilor, se gândesc la jucătorii care au fost importanți și le propun la un moment dat, băi, termin cariera de jucător și rămâi în cadrul clubului, îți găsim noi o postură. Igor Armaș, internaționalul din Republica Moldova, se află în această postură. Cei din conducere i-au zis, măi, Igor, când te retragi, uite, tu ai un loc aici și ceva de genul ăsta. Dar Igor, care are 38 de ani, a zis, domnilor, nu vă grăbiți. Eu mai joc cel puțin două sezoane. Așa spuneam, Alex, că e momentul departe al retragerii. Însă primele gânduri așa au început să apară. Au început să apară, cred că e și normal lucrul ăsta. Dar am zis, nu știu dacă mă văd ca și antrenor, manager. N-ai liniște, n-ai răbdare. Nu-i vorba. Îmi place să stau pe lângă jucători. Cred că o să încerc. Cred că o să încerc la copii. Să vezi acolo cum trebuie să exact, spui. Exact. Oricum, ca și antrenor, cred că e cel mai bine să o iei de jos, pas cu pas, ca să devii... Da, păi și asta era următoarea întrebare pentru Mugurel. Ție când ți-a încolțit Mugurel în minte ideea asta? Pe măsură ce anii treceau, era un jucător apreciat, băi, după ce mă voi retrage, să rămân antrenor, pentru că ai avut atât de mult tehnicien, nu? Și întrebare logică, dar la cine ai învățat cel mai mult? Dar la fiecare, cred eu. Da, și pui ingredientele tale după aceea. Da, experiența, ce învățăm, se fură de la fiecare antrenor. Dar când te-ai gândit așa? Băi, când termin cariera de jucător? Sincer, nu m-am gândit. Deci dacă mă credeți, nici când am plecat de la Fumați, Venim cu gândul să joc. Deci doar atât? Să joc, da. Și a venit propunerea că ne trebuia antrenor la echipa de seniori, formată chiar atunci, în perioadă foarte scurtă, cu juniorii noștri care terminau junior, nu știu, aveau 15 ani, deci așa am vorbit. Da. Și plus câțiva jucători care au venit alături de noi fără pretenții financiare, fără nimic. Mai greu de găsit, dar s-au găsit. Da, cu sufletul, cu inima, că mai sunt și din aceea. Din fericire, da. Da, din fericire. Și așa, a trebuit să fiu eu antrenor acolo și după aia cu grupe de... A început să-ți placă. Da,
bine, n-are cum să nu-ți placă. Dacă ai trăit în fotbal la câți ani. Fotbal, da, n-are cum să-ți placă, te atrage. Și după aceea cu copiii am preluat o grupă de copii, cei mai micuți copii de la noi, de la club. Și chiar îmi place ceea ce fac și mă bucur când văd că pot să aduc bucurie. Cu bucurie, la momentul ăsta e bucuria, să vezi copilul fericit că vine la antrenament, te împlinește și pe tine. Da, Alex vorbea Mugurel de inimă, de suflet, dar totuși la Liga Prahova nu ajunge, nu? Iar jucătorii cu pretenții, în rândul cărora te înscrii și tu, au nevoie și de un efort financiar. Îl găsim la Liga Prahova, că sunt multe echipe care sunt chiar darnice, să zic așa, vorbind de normalitate. Normalitate, da, dar cam la noi în țară e mai greu cu normalitate. Să găsești cuvântul ăsta. Da, cam cele din fața clasamentului au stabilitatea asta, ceilalți mai mediocru, să zic. Ba, un cratar după mine și gata. Cum spuneam, Ugurel, mai mult cu sufletul acolo, cred că... Da, special pe plan local, dar când vorbim de echipe importante, totuși Câmpina, al doilea municipiu al județului, nu? Da. Și nu uităm, dragilor, că la această echipă, Fortuna Poiana Câmpina, cum era atunci, a debutat ca antrenor, chiar Edi Iordănescu, tehnicianul echipei naționale, care mi-a trimis, pot să spun asta, după partida cu cei din Columbia, un tricou semnat de jucători echipei naționale pentru președintele nostru de atunci, domnul Virgil Munteanu, care este în Belgia, și pentru fiul său, Tibi Munteanu, care este medic în Franța. S-a ținut de promisiune Edi Iordănescu și Alexandru Radu, antrenorul echipei naționale, la rugămintea mea să-i facem un cadou domnului Munteanu, că vorbeam de Câmpina, nu, un trecut important, Mugurel Dedu. Toată lumea se întreabă, trebuie să o fac și eu. De ce doar aici Câmpina, un oraș atât de important? Știu că nu putem intra în foarte multe detalii, dar toată lumea așteaptă Câmpina, fotbalistii vorbind, la un nivel mult superior. Da, de ce? Nu pot să vă spun de ce. Dar că ne dorim să facem și să readucem Câmpina să fie cel puțin la nivelul Ligii a treia, cu proiectul ăsta am plecat în cap. Da, am și venit alături de Claudiu și Claudiu la fel, deci ce vorbesc eu e și în sufletul lui, cu gândul de a aduce cel puțin CS Câmpina la Liga a treia. Nu s-a putut în primul an, chiar dacă am fost foarte aproape. Momentan nu se vrea mai mult de atât. Se vrea să ți și încadrezi în anumite riguri. Exact, că nu depinde, nu avem nimic din afară, gen sponsori care să vină să-ți susțină. Tot ce avem bani alocați sunt bani alocați de primărie. Și banii alocați de primărie momentan nu te poate ajuta să împinge mai sus. Da, să faci pasul către Liga 3. Și plus Liga 3, care știți bine că sunt alte... Da, alte cheltuieli. Alte cheltuieli care momentan nu se pot face. Da, avem noi un jucător la Liga a doua, Alex Bobeic, Constantin Toma. Este singurul decar din Liga a doua care volea să funda stânga. Dar are o calitate tehnică remarcabilă. Și el glumea la un moment dat, zice, băi, are 36 de ani. Zice, mă, nu mă retrag de la Subozia până când o promovez în Liga 1. Toată lumea zicea că e o glumă. Și iată că acest Toma, cu Adrian Mihalce, este foarte aproape de Liga 1. Rămâi la Câmpina, Alex Bobeic, până când echipa merge în Liga 3. Bine, dacă prestațiile te recomandă. Bineînțeles, dacă... Da, nu știu, sper. Eu, sincer, îmi doresc. De-aia am venit aici, pentru acest grup. Un grup minunat, pot spune. Sperăm să fie cât mai curând lucrul ăsta posibil. Bine, nu în sezonul ăsta, că pare greu dacă nu aproape imposibil, dar poate sezonul următor. Sezonul ăsta în calcul pentru... Liga 3. Deși dar pentru noi, dragilor, cel mai important meci este cel care urmează. E greu să faci, Mugurel, de două estimări în fotbalul românesc, nu? Pe un termen mediu și lung. Proiect pare un termen prea pretențios, prea generos. Deși îl găsim în anumite locuri. Da, noi sperăm. Asta, trăim cu speranța că o să se facă. Sperăm acum din vară. Acum tot căutăm să aducem tot așa jucători lângă noi care... Ați început deja anumite demersuri, nu? Sunteți în discuții? Da, și la fel tot așteptăm întâi să vedem bugetul. Bugetul care poate să ne dea speranță că, na, să aduci jucătorii lângă tine, îți trebuie și bani. Mai ales că acum sunt câteva echipe la Liga 4 care oferă destui de mulți bani. Da, da. Așa este, ceea ce pare un lucru foarte bun pentru... Chiar de nivelul Ligii a 3-a. Da, adică salarii de nivelul Ligii a 3 și este foarte important lucrul ăsta. Este foarte important, dar tocmai că s-a rupt un pic, știți? Și mi-e greu mie ca club CS Câmpina să îi ofer unui jucător care poate merită banii aceia, dar mi-e greu mie să-i dau salariu. Și normal că jucătorul ăla, că de-aia se duce la o echipă gen cum sunt cele din față,
Se duc pentru bani, eu asta cred, că nu mai e nimeni acum foarte, cum am spus. Tot zicea de suflet și de inimă. Sunt câțiva acolo, dar pleci de acasă, n-o ai bine nevasta, ce faci, treci acolo, păi pierzi vreme, vii și fără bani, nu e cu bine. Ce ai venit, dragă, de la noi? Cu sufletul. Hai, că de data asta merge, de data viitoare, nu știu. Prietenii, este momentul să facem o scurtă pauză, rămâne cu cei de invitații ai noștri, Mugurel Dedu, antrenor secund și jucător la aceste campionat, și Alex Bobeică, unul dintre cei mai valoroși echipieri acestei formații. O scurtă pauză și revenim alături de voi. Continuăm, prieteni, discuția interesantă cu cei de la CS Câmpina, Mugurel Dedu și Alex Bobeică, reprezentanții acestei frumoase grupări conduse de Adrian Stoica. Adrian Stoica, Claudiu Dumitrescu a fost la școală unde este profesor acolo și n-a putut să ne onoreze, dar cu siguranță urmărește producția noastră. Așadar, CS Câmpina, Mugurel Dedu, undeva la mijlocul clasamentului. Pretențiile erau mai mari, dar următoarea perioadă poate aduce o apropiere de podium, nu? Sau de locurile alea acolo? Eu sunt sigur că o să avem evoluții bune. Iată ce siguranță la Mugurel. Evoluții bune. Evoluțiile sunt deja bune. În creștere. Da, în creștere bune, dar cu siguranță până la finalul campionatului o să adunăm mult mai multe puncte. Da, noi ne dorim ceea ce se discută în vestiar, de când începem campionatul, să fim în față, deci nu ne-am dorit niciodată să fim unde suntem acum și nu ne stă nici bine. Ne dorim să câștigăm toate meciurile, noi așa am plecat. N-am fost niciodată gândul că, domne, presiune, vrem să promovăm, niciodată, nici primul an, nici anul acesta, nicio presiune pe jucători sau pe nimeni, nici din partea clubului către noi. Liniște, deci. Da, deci a fost liniște, dar liniștea asta nu ne-a prins. Da, e bună. Fotbalistic nu e bună. Nu ne onorează poziția din clasament. De acum, noi ne dorim să... O cosmetizăm în perioada următoare, că planurile sunt bine puse la punct. Alex Bobeică, puncte și goluri în continuare în acest sezon pentru CS Câmpina? Mai pregătite ceva execuții? Că mi-aduc aminte. Sper. Găseai-te mereu ceva, improvizai pe acolo prin fața porții adverse. Sper asta personal să se întâmple, dar în primul și în primul rând echipa să mai urce acolo, că m-a spus și Mugu, nu e locul nostru acolo, atât de jos. Vedem perioada următoare, echipa pare să fie pregătită. Mugu, îți spune de presiune. Mă uit pe la Liga a doua, acolo unde ai jucat și tu atât de multă vreme, și îmi spun foarte mulți protagoniști. Zice, bă, uite, sunt pe primele locuri în Liga a doua sau erau și Elimbăr și Corvinu, echipe care nu au drept de promovare. Și îmi spun, băi, altfel când joci fără presiunea asta a promovării. De exemplu, cum ți se pare ție, că spuneai că la Câmpina nu este presiunea asta a obiectivului, se poate schimba ceva când pleci la drum, clar, băi, anul ăsta trebuie să promovăm. Este presiunea asta, eu știu, care te poate și încurca într-un fel sau te poate motiva foarte bine? Da, e cu două tăișuri. Cu două întors. Da. Normal, trebuie să te motiveze. Da. Mai ales jucând la nivelul ăla, Liga a doua, vrei să ajungi să joci la un nivel înalt, deci Liga a întâi. E o motivare în plus, dar presiunea există. Presiunea există indiferent, există la orice meci presiune și când știi că depinde foarte mult de rezultatul tău în acea zi, există și o presiune. Poate să-ți dea o motivație în plus, dar poate să-ți dea și un pic de o stare de asta de mai unde jocul nu poate să-ți iasă. Contează, Alex, foarte mult și echipa unde evoluezi, tu ai făcut-o foarte bine și la Vorbilău. Ne întâlneam la câteva partide. Acum CS Câmpina este un pas important în față. Pentru tine ca jucător, în general zic, nu neapărat pentru Alex Bobeică. Da, bineînțeles. Contează și din punctul ăsta de vedere. Mediul în care îți desfășori activitatea, da, totul. Contează foarte mult. Colegii cu echipierii. Contează foarte mult. Plus că la Vorbilău nu făceam antrenamente. Aici da, e o mare diferență. Avem două pe săptămână. Cu prezență care, obligatorie, cred. Prezență obligatorie, bineînțeles. Doar așa poți să îți dorești ceva mai mult. Prin seriozitate, prin prezență obligatorie la antrenamente. Și, da. Oricum, de tine se știe calitatea ta și probabil că ai căutat o echipă care îți oferea și prilejul ăsta de a face antrenamente, pentru că, na, ești cu mini-fotbalul care te ține oarecum în priză, dar altfel îți cunoști colegii, nu? La ședințele de pregătire, sunt niște automatisme, sunt niște chestii care sunt foarte importante. Bineînțeles, prin antrenament
fiind mai mult timp împreună, făcând antrenament împreună toți, automat se leagă niște, nu știu, niște trasee de joc, relații, îl simți pe colegul, na, normal. Ce se câmpie la două antrenamente pe săptămână, prieteni, vom reveni cu Mugurel Dedu pe această temă. Până atunci însă, haideți să ne uităm la clasament. S-a consumat etapa cu numărul 22, a fost CSO Boldești, grație victoriei cu 2-0 în fața câmpinerilor reprezentanței aici de Mugurel Dedu și Alex Bobeic. CSO Boldești a fost pentru câteva ore pe primul loc. A revenit CSO Băicoi, 63 de puncte, pe locul 2 CSO Boldești, 60 de puncte, locul 3 Telea Jenul Valen, 54 de puncte, șanse mici totuși în continuare pentru trupa lui Iulius Mărgărit, CS Cor în locul 4, 50 de puncte, Petrolul 95, pe locul 5, 42 de puncte, Progresul Drăgănești, 39 de puncte, CS Câmpina, acolo, locul 7, 36 de puncte, iar PH Sport vă oferă peste două săptămâni partida dintre Progresul Drăgănești și CS Câmpina. Îi vom vedea atunci pe gazon, pe Mugurel Dedu, Alex Bobeică și Claudiu Dumitrescu. Vorbesc ei aici, dar o să-i vedem atunci pe viu ce mai pot face ei. Pe locul 8, CS Mănești, poziție bună pentru această echipă, 34 de puncte, FC Mănești, Bobi Cotranu pare că face o treabă bună acolo. 33 de puncte, o echipă unde a lucrat cu rezultate foarte bune și Claudiu Dumitrescu. Pe locul 11, AFC Brebu, 31 de puncte. Nu-și revince de la AFC Brebu după teribilul eveniment cu plecarea prematură a lui Robert Săpulescu. Avântul Baneciu, 11, 30 de puncte. CS Vărbilău, 25 de puncte pe poziția cu numărul 12. Petrosport, 13, 20 de puncte. CS Brazi, 18 puncte. Poziția cu numărul 14, CSO Comarnic, 14 puncte, încearcă Mihai Mușea și Vlăduț Iscru să scoată echipa de acolo din această zonă, dar rezultatele nu sunt cel puțin deocamdată cele așteptate. Unirea Cocoreștii Colți, 13 puncte, CS Bercien rămâne pe locul 17 cu 9 puncte după ce s-a retras din campionat și pe ultima poziție cu 3 puncte Unirea Urlaz după ce echipa condusă de Cristi Crângașu a reușit prima victorie din acest sezon. Ne întoarcem la invitații noștri, Mugurel Dedu și Alex Bobeică. Doar două antrenamente, Mugurel, sau sunt suficiente totuși la Liga? Mă gândesc că voi ați fi dorit, poate, un ciclu din ăsta săptămânal normal. Pare greu la Liga, nu? Unde jucătorii au serviciu. Exact, foarte greu. Să, oricum, eu sunt surprins de jucătorii care vin direct de la serviciu, să vii să mai faci și mișcare. E foarte, foarte greu și ești predispus și la accidentări. Vii după oboseală, vii după oboseală muncii, fiecare ce face acolo. Da, e de apreciat, e de apreciat mai ales la noi, că și Alex. Alex e un jucător care venea de la muncă și în prima parte venea neplătit, deci la noi n-a fost plătit. El a venit doar de dragul echipei. Dar intră el că va fi bine, că Alex a mirosit bine traseului fotbalistic. Așa. Că îi va fi bine legat de el, de fotbal și de asta, dar legat de partea financiară, el chiar e un jucător care a venit să fie alături de noi sufletește și să ne ajute pe calitățile pe care le are. Dar legat de partea financiară, nu. De-aia zic, e foarte important. Am decis că anul trecut se cam furau. Nu prea venea la antrenamente. Am decis de anul acesta să facem să fie obligatorie prezența la cele două antrenamente. Importante, foarte importante. Foarte importante, vedem creșterea lor ca jucători fizic. De la meci la meci, de la... Și fizică. Adică sunt echipe pe care le dominăm fizic clar și se vede, se observă cu ochiul liber. Și ce a spus noastră cu două antrenamente, noi am vrea să facem 5. Ar fi bine pentru noi, dar... O să faceți în Liga 3, am Mugurel. Și în Liga 3 o să fie greu. V-am spus, partea financiară pune multe piedici. Dacă Pumul venea acasă odihnit și avea bani de la fotbal, cu siguranță nu se mai ducea la muncă, venea de la fotbal, venea odihnit, puteai să impui și antrenamentele zilnice, dar... Pare destul de greu. Alex, dacă erai un om de afaceri important și aveai acum o sumă, i-ai fi băgat banii la fotbal, Alex? Mai mult ca sigur. Da? Am chiar cu orice risc așa, pentru că totuși... Mai mult ca sigur, da. Da, dacă acum, parcursul pe care l-am avut eu în fotbal și aș fi avut banii ăștia, da. Dacă n-aș fi fost jucător și aș fi avut atât de mulți bani să poți să risipi și la asta, nu știu, dar acum și cum am copilării crescut și toată viața mea asta am făcut, m-am luat ca sigur i-aș fi băgat. Da, și noi, Mugurel, în postura în care suntem și noi consumatori de bani și depinem ca și tine, ca și Alex, de cei care plătesc, nu?
Greu de găsit totuși oameni care să investească foarte serios și care să aibă răbdare, un cuvânt atât de pretențios în fotbalul nostru. Exact, da. Să nu aibă cerințe imediate. Imediate, da. Da, de-aia aș și pus întrebarea asta pentru Alex. Eu cred că din GNG mult mai puțin. Mai puțin. Înainte erau mulți oameni care veneau și contează mult să vii fără pretenții, adică să faci ceva cu plăcere. Vin să ajut echipa asta pentru plăcerea mea. Când vii și vrei un interes de echipa asta, poate să-ți iasă sau poate nu. Și de-aia, plăcerea de a veni să fii alături de echipă și să dai acolo o sumă în funcție de veniturile astea, sunt din ce în ce mai puțini care fac oameni care fac lucrul acesta. Da, și atunci ești condiționat, antrenor, jucător, conducător de aspectul ăsta financiar, nu? Iar jucătorii Alex înainte de partide, ne uităm și la nivel înalt, așa este și la Liga Prahova, când vă întâlniți acolo, mai ales că vă cunoașteți, băi, Alex, cum e la voi? Oh, e bine, suntem la voi, ha, nasol, o bere și cam atât, nu? Se cam fac discuții de genul ăsta. Se fac, da, vă dau. Așa, în glumă, general. Da, da, normal. Se mai vorbește, da, mai ales că ne cunoaștem majoritatea între noi și se mai vorbește subiectul ăsta. Spuneam, prieten, că ne ajută pe H-Sport de fiecare dată și îi mulțumim lui Mihai Voicilă. Vom începe împreună în curând și o nouă colaborare, o vom continua și pe aceasta. Așadar, vă propun să urmărim imagini de la singura partidă pe care o avem în această rundă, dar un meci care a fost foarte, foarte interesant. La Drăgănești, Progresul din localitate a fost foarte aproape de surpriză în partida cu CSU Băicoi. Așadar, să urmărim imaginile care, până la urmă, au readus CSU Băicoi pe prima poziție a clasamentului. Erau cei de la Boldești, după victoria cu CS Câmpina 2-0 pe prima poziție, iar CSU Băicoi avea mare nevoie de victorie. Dincolo, formația din Drăgănești, care va întâlni, spuneam în imaginile pe H-Sport peste două săptămâni în direct CS Câmpina, avea pretenții din partea finanțatorului, care va fi alături de noi, va veni de la Londra, Nicu Margărit, în emisiunea noastră viitoare luni, spunea așa, zice, băi, vreau să văd echipa mea, nu că învinge, este important și acolo, Unirea Cocoroștii Colți sau pe AFC Brebu, ci vreau să se lupte de la egal la egal, dacă putem, cu echipele cu pretenții. Așa cum este CSU Băicoi, așa cum este Boldeștiul, așa cum este CS Câmpina. Partida cu CSU Boldești, pe care noi am văzut-o, a început nefavorabil. În minutul 4, Andrei Moroiță l-a eliminat pe capitanul echipei gazdă, Marian Sabu. De acolo s-a rupt totul. Acum, în alte condiții, Drăgăneștiul a oferit o replică solidă celor de la CSU Băicoi, o echipă care s-a întrebuințat serios pentru a câștiga pe final de partidă, după penaltiul marcat de Cristian Gavrilă. Florentin Puiu, un transfer reușit al celor de la Băicoi, a scos acolo o lovitură de pedeapsă în minutul 82, acordată fără niciun fel de dubiu de Valentin Dumitru, asistentul de primă ligă care a condus această partidă. Până atunci, două euro-goluri, că din fericire, prieteni, avem și imaginile, vedem în Liga Prahova destule execuții de Generic TV. A fost mai întâi Narcis Sânțaru, care are în continuare un stâng de vis, spun eu, un șut de la 18 metri, în colțul lung al porții apărate de Alexandru Tudor, un portar pe care îl vor vedea la lucru și invitații noștri, destul de mic, are, cred că, 1,70 la 34 de ani, dar mai impresionat în partida cu cei de la CSU Băicoi, ce intervenții a avut. Replica Drăgăneștiului a venit foarte, foarte repede prin Vali Popescu, un jucător și el apreciat în peisajul fotbalului județean, un șut cu interiorul, din suprafața de pedeapsa formației vizitatoare, după acțiunile la care au participat frații Oprea, Ionuț și George, și mingea s-a dus în plasa laterală, o execuție de o calitate incontestabilă și din partea lui Vali Popescu. Echipa gazdă a avut câteva ocazii importante de a prelua conducerea pe tabela de marcaj și Băicoiul, care preferă, așa ce se câmpie la un joc de posesie, se vede, dragi prieteni, mâna lui Vali Lazar, a trecut prin mari, mari emoții, însă Florentin Puiu a profitat de lipsa de experiență a unui apărător de la Progresul Drăgănești. În interiorul suprafeței de pedeaps a scos un penalti pe care l-a transformat totuși cu ceva emoții Cristian Gavrilă. S-a dus pe minge acolo portarul Alexandru Tudor, dar n-a putut opri balonul. Și vorbeam și cu cei doi invitați ai noștri, iată că echilibrul pare să fie la acasă. Mă uit la CSU Băicoi, liderul clasamentului, care de fiecare dată în deplasare s-a impus la limită. 2-1 la Comarnic după dubla lui Dănuț Iancu, în repriza a doua, 1-0 la Boldești în derbiul campionatului cu CSO, același Dănuț Iancu, și iată 2-1 acum la Drăgănești pe final de partidă, Cristian Gavrilă marchează. Însă probabil nu, așa se câștigă punctele importante în drumul către câștigarea campionatului și prezența
la baraj a celor de la CSU Băicoi, echipă care este și în Cupa României, ca și Progresul Drăgănești, de altfel, la mijlocul săptămânii, cele două formații repetă în sferturile de finală ale competiției surprizelor pentru partida următoare, pentru partidele următoare de campionat. Un lot valoros pe care l-are Vali Lazar la dispoziție, apelat pe parcursul disputei la toți jucătorii pe care avea pe banca de rezerve. Alexandru Dușmanu, de exemplu, un jucător trecut și pe la Concordia Chiajna, doar rezervă, a intrat în partea a doua. Silviu Arici, un atacant apreciat pe plan județean. Claudiu Stoica a intrat și el, fratele său Constantin, distribuit din nou într-o postură oarecum neașteptată de fundaș central până spre finalul partidei, când Vali Lazar l-a urcat în atac. Și mă uitam totuși la Vali Lazar, un jucător important ca fotbalist, acum ca antrenor, pe final de partidă, chiar dacă scorul era atât de strâns, n-a forțat, să spunem, o desprindere, ci a introdus un fundaș central pentru a securiza acolo victoria asta la limita la atât de importantă. Punctele sunt foarte, foarte importante în acest demers de câștigare a campionatului. Rămânem în continuare într-o dispută în doi, CSU Băicoi cu formația din Boldești, poate ceva speranțe, nu foarte multe, și pentru telejurnalul Valentin Dinemunte, echipa care s-a impus la limită. Am văzut așadar, mulțumim Mihai Voicilă, reportajul de la Drăgănești, Progresul din localitate, CSU Băicoi 1-2. Ne gândim, dragilor, la partida următoare de campionat, nu? CS Câmpina. Să trecem în revistă runda care urmează. Petrolul 95, CS Bărbilău, CS Câmpina, Unirea Cocorăștii Colț, CSU Băicoi, Unirea Urlați, FC Bănești, CSU Boldești, misiune dificilă pentru trupa lui Dan Răchită, AFC Brebu, Progresul Drăgănești, CS Mănești, CSU Comarnic, Avântul Măneciu, CS Braz, Petrosport, CSU Tăleajul Valin Dinamonte, CS Cornul Stă. La o primă vedere, Mugurel pare să fie o partidă accesibilă cu Unirea Cocorăștii Colț, însă cred că astfel de jocuri ar trebui să aducă concentrare maximă pentru a evita orice surpriză. Cu siguranță. Fără concentrare, cred că și orice meci netratat corespunzător îți poate pune probleme orice echipă. Da, un meci în care trebuie să demonstrăm valoarea pe care zic eu că o avem în plus față de cei de la Cucurești. Eu zic că de la meci la meci trebuie să creștem, neapărat trebuie să creștem, să ne dăm încredere unul în altuia, să creștem ca echipă, ca joc. E bine, e binevenită etapa asta, că jucăm cu o echipă care e un pic mai slab cotată și sper la o victorie cât mai multe goluri. Da, contează, Alex, dacă vei fi pe lista marcatorilor sau nu, victoria contează, dar ar fi bine acolo atacantul. Sincer, să-și facă meseria. Nu a fost niciodată, chiar dacă, să zic așa, atacant joc în, să zic, de câțiva ani. Poți să ne unești. Și mijlocași parcă. Exact. Ai fost important atent. Și important este victoria echipei. Cine mai puncte. Exact. Cine marchează, pentru mine e mai puțin important. Și Alex, totdeauna cel mai important meci este cel care urmează. Nu de putere cândi peste două săptămâni, pentru că vine... Cum să termină meciul din minutul 94-5, cum s-a terminat la Boldești, ne-am gândit automat la următorul meci. Nu mai conta acela. Da, Mugurel, știi foarte bine că ține legătura foarte des cu Claudiu Dumitrescu. Din păcate n-am avut așa foarte multe ocazii în ultima perioadă pentru a vedea așa gândirea tehnico-tactică. Dar te întreb pe tine, na, secundantul lui acolo. De fapt, nu știu care e principal, care e secund. Știu, dar cred că titulatura nu prea contează, că voi vă consultați în permanență și colaborarea asta nu cred că în linii mari poate fi principal secund. Cam așa văd eu, nu, lucrurile. La noi... mai presus de tot e prietenia. Asta zic, da. Cea mai importantă. Ce vreau să te întreb? Eu mă uit totuși la Liga 2, unde eu mă ocup atent acolo la Metropola TV și Sport Total FM. Fost jucători de atac, ca și voi de altfel, Adrian Mihalcea și Claudiu Niculescu pun mare accent în primul rând pe apărare, Mugurel. Așa se câștigă meciurile, au cele mai bune defensive din campionat. Siguranța asta defensivă, asta este și optica voastră, de aici pleacă sau, băi, să marcăm, primim, dar să marcăm noi mai mult. Da, legat de Claudiu, cam cum vede el fotbalul și da. Nu, vrea să avem o posesie foarte prelungită, o posesie din aceasta pozitivă și să ducem mingea, adică nu cu mingi lungi sau să stăm să ne închidem. Poate și de-aia am luat câteva goluri aiurea, tocmai că încercăm să plecăm cu mingea de jos, să avem o posesie destul de prelungită.
Nu, mie îmi place, e stilul meu, eu vreau să am cât mai mult mingea, nu da, să alerg după ea și cred că și băieții sunt încântați de stilul acesta de joc. Alex, avem posesie, avem și mingi utilizabile acolo, nu? Că dacă alegi după balon, ce să arate Alex Bobei, că dacă n-ajunge mingea la el? Bineînțeles, da. Asta este stilul nostru de joc, posesia la noi, să avem noi mingea cât mai mult, să conducem noi jocul. Am un prieten la Liga a doua și mereu îl întreb, zic, păi când ajută un gol? Păi să ajungă mingea la mine, zice că nu prea ajunge, pentru că tehnicianul nostru este foarte, foarte defensiv, nu? Și dacă tu, ca jucător de atac, n-ai baloane utilizabile, Alex, da, bineînțeles. Mai greu să te vezi acolo pe lista marcatorilor. E foarte, foarte greu, cum am fost, de exemplu, la Vorbilou. Era mai mult pe minge lungă. E greu așa să joci, ca și atacant, să ai multe rezultate pozitive. E greu. Așa, când echipa te ajută și mingea e la noi, automat ieși în evidență mult mai des și mult mai bine. Deci tu, Mogurean, te ocupi și de copii, nu? La CS Câmpina, ca și Claudiu, de altfel. Da, da, da. Am grupa cea mai mică de la noi, de la club. Grupa cea mai mică înseamnă cât? Hei, am copii de la 4 ani jumate. 4 ani jumate? Da, și până pe la 9 ani. Când începe să se vadă, Mugurel? Pentru că discuția asta este permanentă în fotbalul românesc. Cel puțin la început, copiii par să se afle într-o joacă, nu? Exact. Că nu e vorba de rezultat, de așezare, de o joacă, nu? După care începem să vedem cine are ceva atitudine, nu? Da, e o joacă. Cel puțin la grupa mea, cam ca o joacă o privești acum. Adică nu pot să fiu cam dur cu ei, să le cer multe chestii, pentru că ei la vârsta asta trebuie să-i lași să vezi fiecare calitățile pe care le are. Nu pot eu acum să-i pun să-mi facă mie cerințele pe care poate eu le cer, dar mai încolo. Nu e vârsta potrivită. Legat de copii, talentul se vede. Talentul se vede. Din naștere, așa. Se vede, da. Se văd copiii care sunt mai talentați. Timpul și seriozitatea lor o să facă să demonstreze dacă într-adevăr o să reușească sau nu. Da, Claudiu Dumitrescu, Mugurel Dedu, Alex Bobeică. Alex, ne uităm și la jucătorii tineri. Mai vin din spate în Liga A, Prahova. Ochiul tău versat de altfel. Mai vede ceva talente care din să confirme? Nu se vede numai la Liga A 4-a. Din păcate, în tot fotbalul, ce în ce mai puțin. Cum e și în Liga 1, Liga 2, Liga 3. De ce Alex? Ia să vină Liga 4. Nu știu. Probabil nu sunt investiții așa cum trebuie de mici copii, luați și crescuți. Nu știu. La noi, cum ne mirăm de țările care odată nu existau pe plan fotbalistic și acum au rezultate. De ce? Pentru că au câțiva ani în spate de investiții. Investiții în copii, în tineri. Condiții. Fără aceste investiții în copii și tineret, e greu să mai ajungi la un nivel, nu știu, cât mai înalt. Da, Mugurel, cred că cea mai mare satisfacție pentru un antrenor, așa cum ești și tu acum în devenire, este că la un moment dat jucătorii pe care îi pregătești tineri să facă pasul către performanță. Trebuie să ai însă mare răbdare, multă răbdare până atunci. Da, pe răbdarea e caracteristică. Dar nu poți să te faci antrenor dacă nu ai răbdare. Da. Noi cu speranța asta mergem în fiecare zi la antrenament, să muncim alături de ei și să-i facem să înțeleagă că rolul ăsta de jucător de fotbal nu e ușor. Poate acum apare o joacă, dar în timp, fără seriozitate și fără disciplină, muncă, nu o să aibă câștig de cauză. O meserie pretențioasă, Mugurel, și ne uităm totuși, spuneam de proiect, dar vorbim și de stabilitate. Cu siguranță că tu și Claudiu, sunt sigur și n-am vorbit prieteni înainte de această emisiune cu ei, vă doriți la un moment dat, evident, mai mult. Că va fi CS Câmpina, că va fi o altă echipă, dacă cariera voastră profesională vă duce acolo. Însă o meserie atât de pretențioasă, Mugurel, în care, din păcate, n-ai stabilitate. Ne uitam și acum, plai să dau un exemplu, Apoliaj, nu? Pierde partida de la Botoșani într-o situație delicată și pleacă. Cine altul decât antrenor? Da, asta e problema. Problema dedicată. Da, Alex ezită că... No, da, trebuie să plece cineva. Jucătorii nu pot să-i dai afară. Nu sunt de acord cu asta, trebuie să plece cineva. De ce trebuie să fie antrenor? Asta e politica noastră. În România... Dar tu, Mugurel, dacă erai conducător de club, gândeai altfel? Nu știu, nu sunt în situația aia. Așa să-mi dau cu părerea acum, poate nu e una sinceră, știți? Dacă, nu știu,
Oricum, o schimbare trebuie făcută. Când vezi că jocul echipei nu merge și rezultatele sunt negative, o schimbare trebuie făcută. La jucători e cam greu în timpul campionatului să umbli și cred că de-aia și la antrenori e mai ușor. Deși nu mi se pare corect. Și eu fiind antrenor să vină cineva, bă, nu i-ai bătut pe cum sunt și ambițiile aici, nu i-ai bătut pe petrolul, ce faci? Du-te, pleacă că vine altul. Stai un pic că nu i-am bătut eu, că eu lucrez cu copilul. Da. Vorbind la nivel înalt, la fel ca antrenor, că eu ce pot să fac? Ce pot să fac eu? Încerc, atâta pot da, dar vii la sfârșit și îmi spui, bă, tu n-ai făcut pe parcursul contractului cât ai avut, n-ai făcut ce a trebuit, corect, dar după un meci să vii două, trei care nu avem rezultate pozitive, să mă dai afară, mi se pare aiurea. Păi Alex, eu spun de fiecare dată, vorbeai tu de voința vorbilor, o grupare frumoasă de altfel, nu? Da. Pregătită de Dorel Toma și fiecare echipă, cu sau fără antrenamente, aici depinde de pretențiile pe care le ai, se pregătește sau nu, că dacă n-au antrenamente nu se pregătesc, tot pentru a câștiga meciul de la finele săptămânii. Fiecare echipă cu armele ei, nu? Bineînțeles. Unii cu entuziasm, alții cu fotbal. Da, chiar și la Vorbilou, chiar dacă nu existau, nu făceam antrenamente, au fost deși jucători care au fost în decursul anilor trecuți și pe la Liga 3-a, cel puțin. Asta se vedea. Și se vedea că, na, fără antrenamente, ok, nu aveai foarte mare pregătire, dar ca și joc se vedea experiența în echipă. Da, și un parcurs bun care a ținut această echipă la nivel de ligă, foarte probabil și la finele acestui sezon. Însă mă tot la Mugurel, deci cu siguranță, Mugurel, chiar dacă nu vrei să ne spui, undeva în mintea ta acolo, ai un traiect așa pe care vrei să-l urmezi în meseria asta de antrenor. Te gândești, bă, cândva, poate, nu foarte târziu, da, să fac pașii normal de altfel. Momentan îmi place ceea ce fac acum legat de copii. Deci chiar simt că sunt de acolo. De al casei, de al locului. Da. Și plus că la Câmpina, cel puțin legat de stabilitate, e foarte bine. Foarte bine, e un loc în care, nu m-am spus, nu vine nimeni să spună presiune, n-ai presiune, n-ai nimic, poți lucra în liniște. Stabilitate, deci legat de copii și primarul, am avut discuții cu el, a zis, implicați-vă, aveți tot sprijinul meu, implicați-vă în copii și... Asta e viitorul. Da, cred că avem cel puțin 200 de copii, 300. Asta e cel mai mare câștig, fără doar și poate. Da. Însă totdeauna nu prima echipă rămâne vârful, pentru că cam așa e la noi. Dacă prima echipă, Mugurel, nu prea merge bine, încep problemele și știi asta, pe unde ai umblat, cam așa era peste tot, nu? Da, normal. Prima echipă. Echipa de seniori. Da, v-am spus, neavând niciun obiectiv, nicio presiune, noi lăsăm așa un pic... timpul să decidă ce va urma în perioada, sper eu, cât mai apropiat. Da, Alex, un om atât de bine cunoscut în lumea fotbalului local, cred că prietenii tăi te întreabă, cei doi antrenori, Mugurel Dedu și Claudiu Dumitrescu, în ce crede a mai aduce jucători, cred că și tu ești căutat de colegi, băi, cum e la Câmpina, ce faci acolo, ce zici, ar fi un loc? Da, am foarte mulți colegi la mini-fotbal, care joacă la Băicoi. Și am fost întrebat mai de fiecare ce se întâmplă pe acolo, pe la noi, pe la Câmpina. Și chiar i-am pus pe gânduri la ce le-am zis. Este un grup frumos, mai ales Claudiu și Dedu Mugu. Fac, nu știu, nu vreau să creadă că ești titular și etapa viitoare, nu e o problemă. Dar chiar se vede experiența lor și e ceea ce trebuie, nu știu. A cât contează, Mugurel, discuția asta cu jucătorii? Pentru că am văzut și foarte mulți antrenori care par să fie distanți. Băi, sunteți la început de drum și știți foarte bine, nu? Pentru că mă întorc totuși la Edi Iordănescu și vreau să văd dacă și tu ești de acord. Spune așa. Zice, mă, de conducerea clubului, ca și la Câmpina de altfel, lucrează toată săptămâna, să avem condiții, la când ne putem permite noi, da? Noi, antrenorii, Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedu, lucrăm cu echipa noastră la cele două antrenamente, ne uităm la adversar, că și aici e un lucru important, cam știm adversarul ce are, dar, domnilor, la ora partidei depinde cu toții doar de jucători. Pentru că, în linii mari, în timpul partidei, Mugurel, nu mai poți face mare lucru. Dacă, din păcate, Alex Bobei, că în 6 metri, în loc să marcheze, are o execuție nefericită, la 0-0. Cum a fost la Boldești. Se poate întâmpla. Da, noi am încercat să fim prieteni. Deci
noi toți, de la mic la mare. Chiar cum vă spun jucătorii? Mister, Mugurel? Nu, Claudiu Mugurel. Nu au pretenția asta. Claudiu Mugurel. Deci noi suntem prieteni, investia cel puțin. Acolo intervine, după aia, intervine și respectul. Respectul lor, indiferent de vârstă, respectul față, normal. E antrenor principal, e antrenor secund. Omul care răspunde de rezultate. Da, trebuie să fie un pic de respect. Și eu respect ca antrenor secund, păi el ca jucător. Și el la fel, respect. Dar legat de vestiaș asta e o prietenie, o atmosferă bună, la noi prietenie, nu tratăm pe nimeni cu superioritate sau ceva, nu. Da, și asta se transmite. Alex Bobeică ca jucător e simplu. Îți faci treaba, ce sarcină ai acolo de joc, dar ca antrenor depinzi de tot ce e din teren, nu? Da, normal. Dar ei în primul rând sunt colegii noștri, nu sunt antrenorii noștri, colegi și prieteni. Și de abia apoi sunt antrenori. Aici e un lucru mai specific, așa, nu? Că avem și la Comarnic, Mihai Mușia cu Vlăduț Iscru, care sunt și ei cei doi antrenori și sunt pe teren. Aici, la CSK Câmpina, Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedu, piese importante, nu? E un context așa mai special, oarecum. Da, bine, contextul ăsta se poate întâmpla că mai la nivelul ăsta, cred eu. Nu cred că mai sus se poate întâmpla. Da. Da, nu știu. Mugurel, emoții și pentru ce s-a afumat în continuare? Legate de promovarea în Liga 2, ții legătura cu Vasile Neagu, evident. Legate de promovare mereu au fost emoții, nu știu de ce. Dar mai ții legătura cu cei de acolo, nu? Am mai discutat. Da, eu sper să reușească ce au reușit atunci când am fost eu și mai ales rezultate bune pe care le-au avut la Liga 2. Sper să reușească măcar atât, mai mult le-aș dori din tot sufletul și mai mult. Da, eu zic că ce am reușit noi atunci la momentul Ligii a doua, cu echipa cu CSA Fumații, e un pic greu. E un pic greu să mai reușească. Eu îmi doresc pentru ei tot binele să ajungă să câștige barajul, să se ducă la Liga a doua, că merită, v-am spus. Cel puțin primarul de acolo, pentru tot ceea ce face, merită. Vezi că mi-a zis Vasile Neagu, ține cătora evident prin ceea ce fac eu acolo la București, zice, băi, să știi că l-au urmăresc pe Mugurel Dedu și cândva va fi antrenorul echipei noastre aici la Fumații. Nu știu când, dar așa spunea Vasile Neagu și nu e o glumă. Da. Că tu ai lăsat o amprentă bună acolo, din punctul ăsta de vedere. Iar Vasile, cred Mugurel că ai vrea să ai longevitatea asta, incredibil în fotbalul românesc. Cred. Are vreo 14 ani de când pregătește doar această echipă. Da, cred că e cel mai unicat. Longeviv, da. Da, e unicat, clar. La noi, când mergi după câteva etape. Tocmai ce vorbeam, ce liniște îi oferă primarul, conducerea până la urmă, că cine dă banul, liniștea pe care o are acolo, n-ai cum să nu lucrezi bine și să lucrezi lucrurile, să le faci cum trebuie. Mă bucur pentru el, eu mi-aș dori pentru el să ajungă și mai sus. Chiar, adică, nu cred că pleacă de acolo. Că... Tocmai, că s-a obișnuit în mediul ăla și a văzut. Îi place, da, nu pleci de acasă dacă e bine și da, măcar să se ducă cu Afumați la Liga 2. Vom vedea la vară, cert este că acest Afumați este din nou în play-off și va disputa barajele de promovare. Apropo de asta, Alex Bobeică, indiferent cine va fi campionul la noi, CSU Băicoi sau Boldeștiul, încă și Văleniul trage ceva speranțe. Vom avea din vară o nouă echipă la Liga 3? Sperăm să la anul să fim 5 echipe. Măcar păi dacă ne uităm în clasament acolo, cam greu pentru unii. Uităm. Da, la Liga 3-a, zic. La Liga 3-a, da, sperăm. Acum sunt 4, nu? Păi nu, dar în clasament Păgulești-ul este greu de tot pe ultima poziție. Breaza mai respiră, Plopeniu se chinuie, doar Blejoiu. Poate. Ei, au avut și, sincer, foarte mult ghinion. Cred că i-ai urmărit un pic și ai... Pe cine? Pe Păgulești. Da, așa și este. Au avut cam mult ghinion. Și cam nemeritat. Zic eu unde se află. Când vine ghinionul, Alex, mai poți să câștigi meciul. Adevărat. În ciuda faptului că tu poate domini, ai ocazii, arăți bine. Exact. Și partida se încheie. Cât contează Mugurel? Mie îmi place să spun treaba asta. Bine, nici eu nu s-a ajuns vreodată probabil conducător de club. Dar eu m-aș uita, ca și conducător, la echipa mea, în ciuda faptului că pierdem, mă, dacă să văd niște progrese în joc, care mi alimentează speranțele, sunt niște idei lucrate. Chiar dacă am pierdut, nu? Ar fi ceva de viitor. Dar multă lume se uită doar la rezultat. Da. E adevărat. Ceea ce nu e normal. Imediat acum, da. Își doresc să aibă rezultatele imediate. N-au încredere într-un proiect așa de lungă durată. Eu cred că proiectele acestea mai de lungă durată sunt și cele mai solide. Solide și care îți aduc și beneficii. Un proiect așa pe
perioadă scurtă, trebuie investiția și foarte mare făcută. Și rapidă. Rapidă, foarte mare făcută. Că sunt sigur că și la Băicoi, și la Văleni, și la Boldești sunt niște bănuți buni băgați pentru nivelul Ligii a 4-a. Și vă dați seama că ei își doresc imediat rezultatele, mai ales acum bătaia asta pentru promovare. Că au rămas două echipe, nu știu, Văleniu acum, dacă o să mai aibă ceva de gând, dar e greu. E greu. Ai mizat Mogurel, nu știu dacă ai avea o putere de decizie mai mare la aceste câmpina, să aduci jucători. Uite, ne uităm la Băicoi, le uităm la Văleni, fotbaliștii cu trecut important în Liga 1. Pe de altă parte, revenim puțin la Liga 2, mie îmi spunea, de exemplu, președintele de la Slobozia, domnule, eu n-aș face asta. Făcând paralela Chiajna Slobozia, unde Gabi Torje, Adi Bălan și mulți alții, da. Slobozia mizează pe jucători mai puțin cunoscut și iată că au succes. Aici la noi, în lupta asta pentru supremație, în care se aruncă și destui bani, tot așa, vin jucători cunoscuți. Așa cum ați făcut și voi cu Alex printre alții, nu? Da. E nevoie și de astfel de oameni, dar nu în marea lor majoritate, nu? Da, sincer, da, ce s-a format în Prahova acum cu echipele acestea care au dat mai mulți bani, mie nu prea îmi convine dacă aș fi conducător. Da, că ești în competiție cu ei. Da, dar aș prefera să vină un jucător mai cu caracter și fără pretenții financiare. Cei cu pretenții financiare, astăzi dacă îi dai, îți joacă. Dacă poate nu o să mai am, la revedere, l-am pierdut, mai ales. Și se vede că sunt câțiva jucători care se plimbă numai pe la echipele cu bugete mai mari. Au și calitate. Da, pe perioadă scurtă, nu zic, poate au și calitate. Dar, na, trebuie să o demonstreze, că calități nu e... Au mai mulți. Da. Ales Bobei, că ne aflăm pe finalul prezenței tale aici la Liga Reușita. Unde vom vedea CSK Câmpina la finele campionatului, Alex? Sper cât mai sus în clasament. Cum ai spus tu mai devreme, mai spre podium acolo. Acolo ar fi locul echipei? Poate chiar mai sus, dar... Anul ăsta e greu mai sus, dar sigur în primele trei și are loc. Partida următoare, mă gândesc de cea mai importantă, trebuie puncte, nu? După care vedem traiectul următor. Tu unde vezi echipa pe care o pregătești la finele campionatului? Da, ca poziție în clasament, sincer, acum nu prea mă mai interesează, știți? Adică ești cam departe de lupta, da, pentru... Cu siguranță victorii o să avem foarte multe, sunt sigur de asta și am încredere în băieți, că o să avem multe victorii până la final. Da, tot ce mă interesează, pe viitor. Ce vom face din nou campionat? Acum asta încercăm să facem, să putem să legăm mai bine jocul, deci pregătim campionatul viitor. Dar cu siguranță nu o să lăsăm garda jos până la sfârșitul returului. Prieten, o plăcere cu reprezentanții grupării CS Câmpina, Mugurel Dedu, antrenor secund și jucător, Alex Bobeică, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști care îmbracă tricoul echipei pregătite de Claudiu Dumitrescu. Liga Reușita, așadar, care se referă cu pregătere la Liga Prahova, au reprezentanții de la CS Câmpina, pe care îi vom vedea în direct peste două săptămâni în partida de la Drăgănești. PH Sport va fi acolo și vom urmări la lucru această echipă pe Mugurel Dedu, pe Alex Bobeică și pe toți jucătorii pregătiți de Claudiu Dumitrescu. Deocamdată, Ionel Luțan vă mulțumește pentru atenție, prieteni, și vă dă deja întâlnire pentru lunea viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine și urmăriți atent Liga Prahova.